Organizatorii concursului național pentru copii Călușul Românesc s-au întrecut pe ei și în acest an, în care aniversează împlinirea a două decenii de la prima ediție. Momentul coregrafic dedicat centenarului, intitulat Când se joacă românește, România întinerește, a reunit prin dans provinciile istorice. La scurt timp, frații între ale dansului au devenit concurenți. Pentru prima dată când sunteți aici la Căluș? Da! Și ce vreți să obțineți? Ce vă doriți? Să câștigăm! Deci să înțeleg că sunteți foarte bine pregătiți. Da! Foarte frumos a fost. Ați avut o echipă care v-a plăcut? Da, din Argeș. A fost un spectacol de excepție. Foarte frumos. Duc tradiția mai departe. Minunat! Când vezi atâția tineri, copii, când dansează și pun sufletul pe scenă. În prima seară de concurs pe scena specială amenajată pe esplanadă, au urcat 40 de formații de dansuri populare din cele aproape 100 intrate în competiție. Spectacolul oferit a impresionat membrii jurului, care au apreciat ținuta dansatorilor, valoarea dansurilor și nu în cele din urmă costumele populare. Ne întâlnim, iată, cu ce avem frumos și curat și tradițional. Sper ca și în seara următoare să avem asemenea bucurii, să retrăim împreună cu spectatorii și, de ce nu, cu cei din fața televizoarelor. Așadar, după prima seară de concurs, vă putem spune că, în proporție de 90%, festivalul și-a atins scopul. Numărul mare de formații se datorează organizării foarte bune. Din punct de vedere artistic, nivelul este foarte ridicat și după prima zi suntem foarte bucuroși că acești copii duc românismul mai departe. E o seară deosebită pentru mine, pentru că am mai fost la început, cred că la ediția întâia, dar 20 de ani înseamnă ceva. Și cred că de la an la an a evoluat foarte bine. Ce am observat? Că lipsesc băieții. Nu știu de ce, dar cred că datoria coregrafilor ar fi să apropie mai mulți băieți pentru dansurile mixte. Ce v-a atras atenția cel mai mult? Îmi place foarte mult că se păstrează jocurile. Eu mă ocup de o viață de a culege jocuri din sate și am văzut jocuri de când eram eu copil. Concursul național pentru copii Călușul Românesc a ajuns la a 20-a ediție. El a fost inițiat în 1998 de către actualul director al Palatului Copiilor, Adrian Băran Iliuță Brăileanu. Dacă la prima ediție au participat în jur de 250 de copii, majoritatea din județ, la ultimele ediții numărul participanților a fost de 10 ori mai mare. La ediția cu numărul 20, care se desfășoară în aceste zile, participă aproape 100 de formații de dansatori din 20 de județe. Oltul a avut în competiție nu mai puțin de 50 de formații.